Peste 5,5 milioane de lei au fost ridicate de oamenii legii în timpul unor percheziții efectuate într-un apartament conspirativ al unui grup infracțional condus de oligarhul penal fugar Ilan Șor, care prin intermediul mai multor partide politice desfășoară acțiuni de destabilizare și perturbare a ordinii publice. S-a reușit de a identifica, precizez, nu curierii, nu persoane care repartizează la veriga de mijloc și de jos aceste sume financiare, dar nemijlocit apartamentele conspirative, unde se aflau sume de bani în cantități mult mai mari și, de fapt, unii se repartizau în plicuri pentru curieri care urmau ulterior să repartizeze aceste sume de bani în teritoriu. Potrivit șefului IGP, printre persoanele reținute sunt doi foști angajați ai instituțiilor de forță Coloniei în rezervă. Cât ține de acești bani de 5 milioane jumătate care în urma ultimelor acțiuni au fost realizate, menționez că cu regret sunt foști angajați a instituțiilor de forță, inclusiv Coloniei în rezervă, care foarte bine pregătiți, cu specializări anume în domeniile respective, unii foarte bine știu a gestiona astfel de procese. Banii erau destinați nu doar pentru a destabiliza situația din țară, dar și pentru finanțarea ilegală a unor partide politice. Cea mai mare parte a sumei urma să fie repartizată pentru acoperirea cheltuielilor acumulate după organizarea protestelor din septembrie și octombrie 2023. O parte din bani urma să fie plătită celor care au organizat miercuri un meeting de protest la București. Acești bani erau o parte pentru acoperirea anumitor acțiuni legate de anumite datorii anterioare legate de proteste, acțiuni, dar o categorie sau o parte a acestor bani aveau predestinația și pentru următoarele măsuri și aici remarc inclusiv și pentru acțiunile care se pregăteau pentru ziua de ieri la București, acolo unde erau pregătiți peste 200 de persoane să meargă la București organizați de aici de la Chișinău. Cerneuțeanu a precizat în cadrul unei conferințe de presă organizată miercuri împreună cu șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, că pentru o zi de ședere în capitala României, protestatarilor li s-a promis până la 100 de euro, iar pentru un microbuz care urma să transporte la București 20-22 de persoane, au fost alocate aproape 10.000 de euro. Pe 6 martie la București s-a desfășurat Congresul Partidului Popular European, la care a participat și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Șeful IGP a mai spus că, în colaborare cu poliția română, a fost posibilă oprirea persoanelor care se îndreptau spre protest și identificarea celor care au ajuns în capitala României. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a subliniat că ultimele percheziții sunt o continuare a măsurilor de investigare efectuate încă din 2023 și se referă la dosarul finanțării ilegale a partidelor. Potrivit lui Dragalin, oamenii legii folosesc metode noi de investigare. Acum curierii și alți participanți la dosar, care cooperează activ cu ancheta, pot fi considerați martori în dosar, iar actualmente numărul acestora este de aproximativ 350. Acum avem posibilitatea de a aplica o nouă prevedere care ne permite să considerăm o persoană ca martor în loc de participant în infracțiune, dacă această persoană cooperează proactiv cu organul de urmărire penală. Acest instrument e extrem de util și noi înțelegem foarte bine ca să ajungi în vârf, trebuie să poți coopera, deci să afle informații de la persoanele, așa, hai să le spunem, soldații de jos care execută ordinele de mai sus. Șeful IGP a mai precizat în cadrul conferinței de presă că acțiunile pregătite pentru destabilizarea și perturbarea ordinii publice se înscriu în acele măsuri de destabilizare a situației din țară, despre care a vorbit șeful Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață. Potrivit lui Cernăuțeanu, o parte din banii ridicați de poliție proveneau din Federația Rusă. Acestea sunt o parte, deci nu este exercițiu de plin a ceea ce a declarat domnul Musteață, dar este o parte, inclusiv și din acele acțiuni care erau cu interferință în declarațiile dumnealui. Bineînțeles că sunt bani veniți tenebru prin diferite căi,
inclusiv știind unde este un personaj la ziua de astăzi, ne dăm foarte bine seama că vine și din Federația Rusă. Dragalin confirmă declarația lui Cernăuțeanu. Aceasta susține că au existat chiar și curieri speciali care transportau constant fonduri din Rusia. Acești curieri au livrat și anterior bani în Moldova, care au fost folosiți și ca probă în dosarul Marinei Tauber. Persoane organizate care zburau în Rusia pe o perioadă de 24 de ore și veneau înapoi în Republica Moldova cu 8.000 de dolari fiecare. Deci noi cu toții cunoaștem că dacă e mai puțin de 10.000 de dolari, nu trebuie să declare asta într-un document oficial. Și, deci, ca parte de probatoriu care a fost trimis deja în judecată, este documentat această schemă de persoane care erau plătiți să zboare la Moscova să aducă înapoi bani în Republica Moldova. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a declarat că în total în dosarul finanțării ilegale a partidelor politice au fost efectuate 145 de percheziții, iar peste 350 de persoane au fost audiate în calitate de martori. 20 de persoane au statut de suspecți și acuzați. Pe parcursul săptămânii trecute, două persoane au fost reținute și plasate în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.